Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și astăzi este 2 dimineața. După cum vedeți, avem și telefonul aici invers, 2:59 dimineața. Și m-a invitat Cătălina și mi-a zis că are o idee de video. Nu am putut să o refuz și anume ideea ei de video este să ajungem în top. După cum vedeți, Mario are o idee superbă. S-ar putea chiar să iau bani de la această idee. Deci apăsați și voi un buton de like, măcar 2000 de like-uri și dacă strângem 2000 de like-uri vom da 10 huge-uri la abonați. Deci băiatul ăsta Mario 2 Banu și cu Cătălina, le găsiți serverele în descriere, deocamdată nu dau accept pentru că am de făcut ceva. Băiatul ăsta Mario 2 Banu este în top global, ia uitați. Este în top global, omul meu e pe locul 10, iar Marius Hart e pe primul loc și astăzi încercăm să ajungem pe primul loc. Amândoi o să încercăm să ajungem pe primul loc, să vedem dacă se poate să ajung pe primul loc. Însă nu știu pentru că 12T și el are 63T, dar să forțăm un pic pe locul 9, pe locul 8 acolo. Haide să-i dăm drumul. Înainte de asta trebuie să luăm astea. Și partea nebună e că este, mai am niște astea în inventar. Nu știu câte T-uri am, mai să vedem, am miliarde. Și are un pet nebun în inventar, așa că va trebui să cumpăr sloturile astea de la pesta, să mă dau de aici. Avem super pet storage. Am băgat bani, am băgat circa 50 de lei, dacă mi-au aminte, ca să iau super pet storage. Pentru că îmi trebuie super pet storage. Așa că haideți să-l achiziționăm pentru video ăsta și să fim fericiți. Băgăm și bani în această serie. Deci dacă vreți huge-uri gratis, la mine le luați, băieți. Dau 10 huge-uri gratis la 2000 de like-uri. Am tot dat huge-uri. Și acum Mario are un pet. Ia stai. Hai să vedem. Ce pet e ăsta? Eu nu înțeleg ce pet e. Și cum te aruncă pe tot ăsta pe top 10? Deci cum facem? Hai să întrebăm cum facem. Cum facem? How we do it? Deci găsi serverul lui Cătălina în descriere și al lui Mario. Trebuie să le dau un shout-out că mă ajută să ajung top global. Este visul meu. Ok? Este visul meu să dau trade. Haideți să vedem. O să dăm trade cu acest băiat. Însă va trebui să scoatem toate huge-urile cică din bancă. Pentru că huge-urile le-ați dau putere. Eu nu știu ce pet e ăsta, e Dark Matter. 453 de milioane în comparație cu ale mele. Deci nu am niciunul cu milioane. Wow. Ce petul ăsta? Nu înțeleg. S-ar putea să iau bani, băieți, pentru că au luat foarte multe peturi bani. Ok, și acum ce se întâmplă? Va trebui să scot toate peturile astea. Ok, 2.5T. Bă, sunt foarte aproape să ajung în top, 2.5. Bă, păi, de ce nu sunt pe locul 70? 2.5. Ok, 2.55. Ar trebui să fiu pe locul 93 acum. Ia să vedem. Nu pare că sunt pe locul 93. Ia să vedem. 2.56. 2.55. Ar trebui să fiu aici. Deci pe locul 90... Să se updateze. Ok. Ok, deci scot toate huge-urile din bancă. Deci trebuie să scot toate huge-urile din bancă pentru a obține locul 10. Deci să vedem ce zice Cătălina acum, că ne învață cum să ajungem locul 1. Deci haide să scot. Să îi dăm bătaie. Deci, uitați băieți, suntem pe locul 91 deocamdată. Mișto, mișto. Nu credeam vreodată că ajung așa repede pe locul 91. Însă, nu ne oprim aici. Hai să scoatem alea. Hai să scoatem alea. Nu ne oprim aici, le-a dat covorul. Rafael a ajuns pe locul 30. Stați puțin să dau chat-ul mai jos aici. Să vedeți ce scrie Cătălina. Hai să vedem. Scoatem toate huge-urile din bancă. Și vom vedea pe ce loc ne situăm, băieți. Sunt foarte, foarte curios. Da și voi un like. E cel mai special episod de la mine de pe canal. Dați și voi un like aici pentru că o să scoatem tot ce avem în bancă. Tot ce avem în bancă o să scoatem. Nu știu dacă avem loc. Cred că avem loc pentru că am cumpărat pet storage. Și ar trebui să avem loc. Hai să scoatem tot, orice huge. Deci băieți, dau 10 huge-uri la 2000 de like-uri. Și găsiți serverul Cătălina în descriere, v-am spus. Dacă doriți peturi. Cred că are cel mai mare server de pe simulator. Ok, hai să scoatem 50. Ok, frumos. 50, hai să scoatem următoarele 50. Avem aici la huge, ne-am pregătit să fiu locul 1. Dar merit, băieți, în tot sufletul să fiu și eu locul 1. Și acum haideți să vedem cel mai tare episod. Nu știu dacă pot să ajung locul 1. Poate mă cam grăbesc.
Dar nu știu ce să zic, poate ajungem, poate nu. Lumea n-a jucat update-ul, nu știu ce se întâmplă. Mai scoatem încă aici, așa. Perfect. Nu știu pe ce loc sta acum. Hai să vedem, bă, 45 sunt acum. Wow, 45. Rafael a fost pe 31. Hai să vedem dacă le întrecem pe Rafael. Și încă n-am scos toate huge-urile, gândiți-vă. Mamă, cât de fericit pot să fiu. Nu vă imaginați, pentru că am muncit foarte mult. Ok. Putem 1. Mamă, dacă putem 1. Oi, 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 dacă putem 1. Ești top. Așteaptă puțin să scot toate astea de aici. E greu, cică. Deci, băieți, Cătălina spune că e greu, înseamnă că e greu. Ok, hai să scoatem înapoi astea. Din nou dăm withdraw, adică mai avem o grămadă aici. Ok. Și vom vedea cam în ce top ajungem. Să vedem cam în ce top ajungem. Ne mai dă Cătălina, nu știu dacă ne mai dă niște huge-uri, ne mai trebuie niște pietre din astea. Să vedem dacă mai are Cătălina, deci... Nu știu pe ce... Să ai alea de Halloween. Ok. Și cam astea sunt peturile. Sincer să fiu, astea sunt peturile. Pe ce loc sunt? O locul 27. Deci tot mai bine decât Rafael. Bă, aș vrea un top 10. Atât am. Ne mai trebuie putere. Deci ne mai trebuie putere. Ne situăm pe locul 27 în lume. Suntem pe locul 27. 6.6T. Să te crească, ar mai trebui să te crească top 11. Ne mai trebuie putere. Deci băieți, uitați-vă și voi ce e în inventarul meu, adică legit, adică uite-te și tu. Bă, și mai am sloturi, mai am o grămadă de sloturi. Doar 292 de sloturi ocupate. Wow. Ok, ne uităm, tot 27. Mai am o grămadă de sloturi. Mai am o grămadă, 11, top 11. Bă, de cum e posibil, mă, uitați, top 11. Oh, dacă mi-ar mai da niște huge-uri, măcar top 5 să ajung. Mai băgați huge-uri. Hai, Cătălina, hai, că putem. Niște pietre ar mai trebui. Pietre. Pietre, pietre, pietre. Hai să vedem ce ne dă Cătălina, multe pietre. Țineți-vă bine, băieți, că nu cred că ajungem locul 1. Dar măcar putem să ajungem undeva. Să le numere pietrele. Oricum le voi vedea pe video cam câte pietre. O să le numărăm. Este cel mai special episod în viața mea. Și nu știu, sunt prea bucuros. Vedeți și bucuria la mine. Pentru că vreau totuși să fiu top. Am muncit atâta. Am 3 luni de Pet Simulator. Nu fac un leu. Dar asta e nebunia mea. Ok, doar atâtea? Bă, stai mă, doar atâtea. Atâtea? Ok, nu știu unde mai mă duc astea, adică unde să mai mă duc. Cred că trebuie să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 ori 4, 44 și cu 2, 46. Ok, ar trebui să fii top nu știu cât, scrie Cătălina. Deci mai băgăm niște pietre aici. Hai să vedem. Hai să vedem. Mamă, mamă, nebunie. Cred că ne mai donează și Mario aici. Să vedem cam ce top sta acum. Pentru că sunt... Ia uite, Digito Play This. Suntem sub Digito. Ce top? 11. Suntem top 11 acum. Foarte mișto top 11. Deci top global, băieți. Nebunie curată. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Așa. Hai să vedem. Sunt top 11. Top 11. Wow. Și acum să vedem ce top mă trece, pentru că trebuie să se updateze cum ar fi să fiu pe top 5. 9. Wow, wow, 9. Ok. Dă și tu pietrele. Poate ajungem mai sus. Să dă și el pietrele, poate ajungem mai sus, dar nu știu ce mai rezolvăm la momentul ăsta. Am să-i dau 46 de huge-uri Cătălinei și băiatul ăsta poate dă pietre și el. Nu știu, dar nu mi-a dat... N-am intrat în top 10? Acum intrăm în top 10, o să ne dea un alt covor. Opa, am intrat în... Uite, ăsta e. Ia. Pe locul 9. Wow, locul 9, X-Lader. E numele meu aici, uitați. X-Lader 700, locul 9. Mamă, mai putem să mai urcăm? Adică suntem foarte aproape de ăstea, de locul 4. Ok. E imposibil pentru 1. Trebuie niște misiuni făcute.
de la Halloween Event. Hai să mai urcăm, că e unic în viață. E unic în viață. Deci dacă aș mai putea să mai urc puțin, wow, m-aș bucura destul de mult să mai urc. Deci uitați-vă la modul ăsta, câte peturi am aici. Bă, nu par așa multe sticker să fiu. Credeam că par puțin mai multe, am 4-6, îi dau Cătălinei. Ne mai trebuie niște pietri. Nu știu dacă mai urcăm undeva cu pietrile sau mai urcăm undeva cu aceste peturi. Mamă, ce tare, avem covorul ăsta. În sfârșit. Dați puțin că mi s-a blocat banca. Ce naiba se întâmplă, mă? Ok, mi s-a blocat să jocul. Totuși eu sunt mai încăpățânat de fel. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă aș pune d-astea. Nu știu dacă ar face diferența sau dacă aș pune d-astea. Nu știu dacă fac diferența, băieți. Sunt foarte încăpățânat și vreau să ajung mai sus. Pentru că e un moment unic în viață. Pe jocul ăsta. Să vedem dacă aș mai pune d-astea, ce s-ar mai întâmpla. Hai să mai punem un rând de d-astea așa. Plus că mai vreau să mai pun niște peturi, adică flopele nu cred că fac nimica, stau strength. Ok, hai să mai punem așa. Adică mai am o grămadă de sloturi libere, trebuie să mă duc undeva, altfel nu știu ce să zic. Am pe 9 sunt, avem 13.23. Ok. Și sunt pe 8 acum. Wow, 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 wow. Deci m-au dus undeva peturile. Wow. Stai puțin atunci. Stai puțin atunci, băieți. Stai puțin, stai puțin. Stai puțin. Stai puțin. Deci ia stați puțin, băieți. Stați. Mă, băieți, stați așa un pic. Ia stați un pic, mă, că am prins gustul. Ok, am prins gustul. O să încerc niște combinații de peturi aici. Ăștia au strength, au multe chestii. Ok. Să scoatem toate astea. Așa, am destule sloturi libere, adică oricum n-am ce face cu el. Ok, frumos. Hai să le scoatem pe astea. Locul 8 în lume. Locul 8 global, wow. Wow, locul 8. Ok, SS. Și mai avem niște peturi. Mai avem niște peturi. Cătălina spune că e greu locul 1, că nu se poate, dar eu sunt încăpățânat. Eu sunt încăpățânat, băieți. De obicei. Și vreau să văd dacă pun peturile astea toate cu semn întrebării. Pentru că astea, nu știu cum, că am pus să bazează astea. Ok, toate peturile cu semn întrebării le punem. Tot ce e cu semn întrebării. Ok. Măcar top 3 să devin. Top 3. Ok. Să iei să vedem pe ce, cam pe ce loc sunt. Sunt pe 7? Tot pe 8 suntem. Scoatem toate peturile cu semn întrebării. Ok. Hai să vedem unde ne situăm. Unde ne situăm? Pe 8 suntem. Ok. Putem să trecem pe 7? Nici măcar nu știu. Ok, am mai vorbit cu Cătălina, mai pușăm un pic, chiar dacă nu știu unde am merge. Am destul de multe peturi. Mai încercăm cu Cătălina să mai pușăm un pic topul. Pentru că parcă nu sunt mulțumit, băieți, parcă e o ocazie unică în viață. Și mi-a promis că mai dă 150 de peturi, 150 de pietre. Să vedem cam unde mă aduc. Ea zice că pe locul întâi e foarte greu de ajuns, unde e Marius Art ăsta, care face opening foarte mult. Și măcar să ajungem pe locul 5, măcar pe locul 5 și 4 pe acolo, dacă se poate, bineînțeles. Dacă nu, asta este, am încercat. Astea sunt toate forțele mele pe care le am. Ne mai pune Cătălina aici huge-uri. Ne mai pune huge-uri, adică uitați ce aici, nebunie curată în inventarul ăsta. Nu mai înțelegi nimic, mii de peturi, mii de nebunii pe aici. Ne mai pune Cătălina niște huge-uri, a zis că 150. Numărăm așa, 1, 2, 3, 4 și sunt o linie, două linii, trei linii. Așa, trei linii. Mamă, e greu de numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ori 4,
16, 17, 18, 19, 20 ori 4, 80 acum, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 ori 4, 120, 31 cred că vine, 32, 33, 34, 35, 36, numărăm, învățăm să numărăm. 37, 37, parcă cam pe acolo vine, să dăm ready. Și acum, băieți, îmi bubuie inventarul de huge-uri. Deci bubuie inventarul de huge-uri. Wow. Acum să vedem unde ne situăm. Deci uitați-vă și voi la inventarul ăsta. Bubuie de huge-uri, deci bubuie. Efectiv mai am o grămadă de sloturi. Îmi vine să scot toată banca. Deci băieți, eu sunt nebun. O să scot toată banca din copil. Ascultați-mă ce spun. Sunt pe locul 8 să vedem unde evoluăm. Dacă ajungem în top 3, înseamnă că suntem nebuni. Suntem nebuni, ia să vedem. Cam unde vin. Cam unde vin, hai să vedem cam unde vin, nici eu nu știu. Cătălina nu se uită pe 5, ci că zice băieții. Pe 5, da. E plauzibil, într-adevăr, pentru că ăsta are 30. Aici începe puțin să se îngroașe gluma, hai să vedem. Tot pe 8 sunt. Frumos, hai să vedem, se updatează aici frumos. În bubui, pe 5 sunt, bă, uitați-mă. Pe 5, mamă, și de la 5. Ok, deci suntem pe 5. Deci, dacă aș scoate tot din bancă. Dați puțin să întreb și revin. Băieți, am vorbit cu Cătălina. A spus că chiar dacă scot tot ce am eu în bancă, mai am 80 de sloturi. Hai să vă arăt, mai am 80 de sloturi, oricum aș putea să scot ăștia. Chiar dacă aș scoate tot ce am eu în bancă, nu m-ar ajuta deloc. Ok, haide să scot tot ce am în bancă și mă refer la peturile cu semnul întrebării, uite astea. Le mai scot pe astea, adică tot nu sunt eu cu gândul în păcat, că nu mă ajută la nimic peturile alea, tot nu sunt eu cu gândul în păcat, adică ia, uitați câte mai am. Ok. Și o să mai scot peturi care au ceva putere, adică să aibă putere, cum ar veni semne întrebării. Uite, flopele astea. Pentru că nu știu la ce se referă. Uitați aici, strength. Mai scoatem și peturi așa. Deci chiar nu știu la ce se referă, adică nu știu dacă mă vor ajuta cu ceva. Nu știu. Sunt doar curios să văd dacă se întâmplă ceva. Ok, după aceea o să mergem să ne flexăm puțin cu tot ce avem. Pe ăla. Ok, văd că nu prea mai am. Chiar văd că nu prea mai am putere deloc. Deci n-am ce să mai scot. Băieți, n-am, nici nu mai am pus semn întrebări, adică așa multe flope de astea. Frumos. Deci cam nu am ce să mai scot, are dreptate. Nu am cu ce să mai ies în față. Astea sunt slabe de tot. Ok, hai să mai scoatem și de astea. Demon din ăștia care nu știu ce fac, dar au destulă putere, văd. Ok. Hai să vedem dacă mă ajută cu ceva. Oricum nu mai am sloturi deloc. Cred că după asta, mamă, o să am ceva de curățat. Mai am una, două, trei, patru, cinci, șase. 6 sloturi, ori 10, mai vine 60. Ok, și hai să mai scoatem. Suntem pe 5. Pe sus am fost tot 5. Ok. Și haide să mai scoatem niște astea, niște peturi. Vitro, mai scoatem toate peturile pe care ni le afișează aici la început. Pentru că nu știu dacă mă ajută la ceva, sincer, să fiu cu voi. Adică scot doar să am inventarul plin, adică uitați-vă și voi, T-urile astea e puterea de care o are petul. Și deja nu prea mai am putere deloc. Deja asta e tot. Asta e toată puterea pe care o am, băieți. Nu știu, sincer să fiu, am tot inventarul plin.
Avem 21. Aștept să se updateze pe 5. Ok, suntem 5 în lume, 5 global. Nu știu dacă putem să ajungem pe 4 sau la ce distanță suntem. Mai avem niște sloturi, mai avem 20 aici cu încă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avem 26 de sloturi. Hai să vedem pe unde se updatează. Suntem pe 6 acum. Oi, ești nebun, ne-a doborât cineva. Băi, cum am ajuns pe 6, mă? A mai apărut unul cu 30. Wow! Eu scad. În loc să urc. Eu scad în loc să urc, ești nebun? M-a dat ăsta jos, pur și simplu, e nebun. Bă, de unde a venit ăsta, mă, mâncala și pe pâine? De unde a venit ăsta, mâncala și pe pâine? Deci eu am scăzut, practic. Au apărut 2 cu 30, era doar 1 cu 30, acum sunt 2 cu 30. Și nu știu ce putere îmi dă mie, că nu mi s-a updatat inventarul. Și am scăzut, după cum vedeți și în chat aici. Am scăzut, pur și simplu. Nu știu dacă mi-a dat vreo putere. Văd că nu mi se updatează deloc. Însă suntem în top 10, am luat două carpete, asta de top 100 și asta de top 10. Top 10 global e ceva. Nu știu, nu cred că mai pot să mai mărit de aici, băieți, pentru că văd că deja e destul de puternic ăsta, pentru că a farmat multe huge-uri din astea pietri. Și acum e destul de puternic, nu ai ce să-i mai faci. Are inventarul full, însă pentru asta poți să primești bani. Nu știu de ce, dar poți să primești bani. Deci asta e tot. Asta e tot. Deci asta e tot. Deci nu mai crezi de aici. Nu mai crezi de aici, băieți. Uitați ce e aici. Haos. Deci asta e tot. Nu mai cresc. Deci uitați-vă și voi. Bine că am apucat să fiu. Uitați-vă acolo sus în top. Fazmaș ăsta are 85 de. Deci chiar l-a dat pe Marius Hart ăsta jos. Sau cum îl cheamă, Marius. L-a dat jos de tot. Și am picat toți cu câte un loc. Inclusiv ăsta. Ne-a luat locul, băieți. Ne-a luat locul. Credeam și că putem să ajungem. Dar de aici nu ne mai mișcăm, sincer să fiu. Ne trebuie multe huge-uri. Deci în loc de peturile astea pe care le am aici, ar trebui toate huge-uri. Asta ar însemna să fiu nebun în jocul ăsta. Dar ne ajunge top 6, așa că mergem pe plața puțin să reflexăm. Am intrat pe server aici, pe plața. Ho-ho. Ho-ho, ia uite, top 6, X-Lader. Top 6. România Power. România Power. Uitați cum stau pe top 6 acolo. Peste hackerul ăla. România Power. Dați puțin să scot trade-urile, că doar ne flexăm. Power România. Top 6. Ce frumos arată top 6 acolo. Bă, ăștia nici nu-i interesează. Ia uite pe ăla cum s-a urcat. Adică cum te-au s-a urcat acolo la... Wow. Nici nu-i interesează că sunt top 6. El are o ofertă, mă. El are o ofertă. Lol. Nici nu vede că sunt top 6 global acolo. Zici că sunt nebuni. Nici nu vede că sunt top 6. Va trebui să intru pe un alt server, pentru că ăsta... Nu prea văd oamenii că sunt top 6. Hei, luați să-mi dai un huge. Huge. Vă dați chiar un huge, mă. I hack. Cine? Da. Bă, sunt top 6. Uitați ce mișto arată acolo. Are ceva să-mi dea omul meu. E abonat. I hack, iaus. M-am prins că am hack, bă. Stai cu minte, băi. Dă-i cu minte că e greu cu X-Lader. Dă și mie pet. Un cod pe care îl bagi la nu știu ce. Sunt abinat. Omul meu e abinat aici. Băieți, cine s-a uitat până aici, apăsați butonul de like. Hai să acceptăm băiatul ăsta, nu știu ce cod vrea să-mi dea. Poate are cod în ăla de mărci, poate face un episod special. Așa că nu știu ce tot îmi dă trade aici. Mi-a furat toate peturile, un corgi. Ce cocori e ăsta? Uitați cum merge jocul, merge reluare, pur și simplu. Nu înțeleg ce e calculatorul ăsta. Ok, nu știu ce e cu ăsta. Merge pur și simplu reluare. Salut. Avem top 6 pur și simplu. Eu am fost X-Lader, îi mulțumim Cătăline, îi mulțumim băiatul ăla care a avut pet-ul. Și ne revedem. O să cad după topul ăla, pentru că o să trească să dau huge-urile înapoi, pentru că au fost împrumutate.
N-aș putea să am atâtea huge-uri, adică gândiți-vă și voi. Deja e ridicol și aici. E ridicol, e ridicol. Uitați-vă și voi cât de greu să încarcă pagina. Da. Nu uitați de un like, la revedere și papalucea.